Salutare tuturor, am văzut noile pliabile de la Samsung și haideți să vă arăt pe scurt care sunt îmbunătățirile față de modelele de anul trecut. Începem cu Z Fold 6, care este un pic mai scurt și un pic mai lat, cu 1 mm în ambele cazuri, dar feeling-ul principal aici este că telefonul este mult mai subțire. Bineînțeles, se pliază perfect, am scăpat deja de o generație sau două de acel gol la balama, și balama a fost regândită încă o dată. Telefonul îmi pare și un pic mai ascuțit, lucru care unora s-ar putea să le placă. Mie îmi place, de exemplu, feeling-ul acesta. Altora s-ar putea să nu le placă faptul că e așa de ascuțit. Mi s-a părut cumva și mult mai ușor sau, nu știu, mai bine echilibrat. Pe hârtie doar cu 14 grame mai ușor, însă în mână pare altceva față de vechea generație și în buzunar nu mai pare așa că, nu știu, care după tine un laptop, ci pare mai apropiat de forma și de greutatea unui telefon. La capitolul construcție merită menționat faptul că acum telefonul este IP48, ceea ce înseamnă că este un pic mai bine protejat și împotriva particulelor de praf. Display-ul a crescut la 6,3 inci, însă acum este mult mai luminos, ajunge până la maxim 2600 de niți la luminositatea lui maximă. În rest, la capitolul camere nu sunt mari noutăți, este același sistem de acum 3 ani. Singura mențiune pe care o am aici este că parcă acea cameră integrată sub display are o calitate totuși un pic mai bună acum, dar e doar un feeling care va trebui confirmat. Chipsetul este Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, iar telefonul vine cu 12 GB de RAM. Are aceeași baterie de 4400 de mAh, iar încărcarea rapidă rămâne tot la 25W. La capitolul software, Samsung a mai pus câteva funcții noi bazate pe AI. Am găsit această funcție care îți transformă selfie-ul într-o schiță și practic te poți juca de aici, poți selecta diferite stiluri ale acestei schițe, ale acestui desen. Și mi s-a părut amuzantă și această funcție în care tu desenezi peste o poză, peste un selfie, unde vrei, silueta unui obiect, iar ulterior telefonul îți generează acel obiect cu inteligența artificială. Prețul la lansare pentru Z Fold 6 va fi 9.999 de lei și livrările vor începe de pe 24 iulie. Cam atât despre Z Fold 6. Aș spune că este un update incremental care nu schimbă radical telefonul, îl îmbunătățește la anumite capitole, însă telefonul trebuie și ținut în mână. Părerea mea e că, în realitate, se simte mult mai diferit față de vechea generație, față de ce spun doar specificațiile de pe hârtie. Cred că singurul lucru pe care, nu știu, l-aș fi vrut în plus de la Samsung aici ar fi fost o încărcare mai rapidă, mai mult decât 25W. Să trecem însă și la Z Flip 6, unde îmbunătățirile sunt mai consistente. La capitolul design, telefonul arată la fel ca generația anterioară, nu este absolut nicio schimbare aici de dimensiune sau mai știu eu ce. La fel și dimensiunile display-urilor rămân aceleași și la cel interior și la cel mic exterior. Am verificat și pe display-ul mic, situația este la fel ca în trecut, în sensul că nu merg toate aplicațiile acolo, decât câteva dintre cele pe care le-a adaptat Samsung special pentru acel display mic. O mare îmbunătățire este faptul că acum camera principală crește în sfârșit la modulul mai nou cu senzor de 50 de megapixeli. Restul camerelor rămân neschimbate, însă oricum cred că această îmbunătățire era cea mai așteptată de către utilizator și cumva cred că e și cea mai consistentă dintre toate lucrurile noi pe care le-am văzut. Dar mai este o surpriză plăcută și autonomia a crescut în sfârșit la 4000 de mAh de la 3700, dacă nu mă înșel. Pe lângă asta, telefonul are și o cameră cu vapori pentru răcire, ceea ce ar trebui să aducă la performanțe mai bune și la o autonomie mai mare. Chipsetul este tot Snapdragon 8 Gen 3 pentru Galaxy și vine și acest telefon tot cu 12 GB de RAM. Pare că anul acesta Samsung mizează mai mult pe Flip, care în sfârșit devine un telefon complet, fără compromisuri. Are și cameră, are și baterie,
are tot ce-i trebuie. Prețul la lansare pentru Flip 6 va fi 5.999 de lei, iar livrările încep de pe 24 iulie. În concluzie, cam atât am reușit să aflu în timpul limitat pe care l-am avut pentru a butona telefoanele. O să scriu mai multe pe blog pe măsură ce mai aflu și eu detalii. Și dacă tot am ajuns până aici, sunt curios de ceva. Ipotetic vorbind, pe voi ce v-ar opri să faceți upgrade-ul de la un telefon clasic la un pliabil? Nu știu, este vorba despre prețul mai ridicat al pliabilelor? Este o problemă cu specificațiile care până acum au fost ușor mai slabe decât cele ale flagship-urilor? Sau pur și simplu vă ține pe loc faptul că nu le considerați destul de fiabile? M-aș bucura să știu cum vedeți voi lucrurile. Mulțumesc că v-ați uitat, dați un like dacă v-a plăcut clipul și ne vedem la următorul. Salut!